ziua tuturor. Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența. Informarea și conștientizarea cetățenilor asupra riscurilor pe care le implică nerespectarea legislației pe durata alegerilor locale reprezintă o prioritate pentru Ministerul Administrației și Internelor, sens în care, la nivelul instituției, prin Direcția de Informare și Relații Publice, a fost realizată o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la sancțiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal și a mitei electorale, sub sloganul Mita și votul înseamnă închisoare. Campania va fi derulată la nivel național în perioada 10 mai 10 iunie, în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, ce va avea loc în 10 iunie anul curent. În scopul promovării campaniei, Direcția de Informare și Relații Publice a realizat un spot TV cu durata de 19 secunde, un spot radio de 24 de secunde, un afiș și un fluturaș conținând mesajul campaniei și informații referitoare la sancțiunile prevăzute de legislația electorală. Au fost tipărite 85.000 de afișe, 400.000 de fluturași de tipografia Ministerului Administrației și Internelor. Județului nostru i-au fost repartizate 1.500 de afișe și 6.000 de fluturași. Materialele campaniei vor fi distribuite de către lucrătorii instituției din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Poliție, Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care vor fi sprijiniți de instituția prefectului. Campania are avizul scris al Consiliului Național al Audiovizualului, iar materialele de campanie au fost realizate de tipografia mea, așa cum v-am spus anterior. A fost operaționalizat site-ul www.votlegal.mai.gov.ro, care conține informații legislative și știri comunicate referitoare la acțiunile structurilor Ministerului Administrației și Internelor, din plan central și teritorial, pentru asigurarea desfășurării în condiții de legalitate a procesului electoral. Pe site-ul instituției subordonate Ministerul Administrației și Internelor din județul Alba a fost postat bannerul campaniei cu link-uri către acest site. Este foarte important sprijinul pe care mass media îl poate acorda pentru ca mesajul de interes public să ajungă la fiecare cetățean și suntem convinși că ca de fiecare dată ne veți sprijini pentru ca mesajul campaniei să ajungă la publicul țintă.